Dumnezeu să fie binecuvântat. Undeva într-o căsuță, când eram odată eu, se vorbea despre un doctor și nu credea în Dumnezeu. Într-o zi când sta la masă și citea într-un roman, iată, vede lângă dânsul, intră un copil sărman. Mama mea era bolnavă și tăticul a murit. Și fiindcă sunt mai mare, după leacuri am venit. Domnul doctor, fie-ți milă, noi suntem copii sărmani. Dacă moare și mămica, ce ne facem noi orfani? Doctorul se îndușează de la masă, se ridică, dar cu gândul tot la carte, greșește și dă altă sticlă. Bucuros, copilul aleargă la mămica lui bolnavă, neștiind ce duce în mână, în sticluța lui o travă. Doctorul îl petrece cu privirea lui băsană, se întoarce iar la masă și citește din roman. Dar deodată se înfioară de la masă, se ridică, oare ce medicamente i-am pus la copil în sticlă? Când zărește el sticluța, inima i s-a oprit. Vai, ce crimă am făcut! Vai de mine ce-am pățit! N-am să mă ajut copilul ce-a fugit la lui mamă, dacă gustă din sticluță, va muri de bună seamă. Atunci, plin de îngrijorare, în genunchi s-a aruncat și cu ochii plini de lacrimi, înspre cerul i-a strigat. Dacă e divinitate, dacă este Dumnezeu, să asculte rugăciunea, glasul sufletului meu. Fă dar să n-ajungă la mămica lui bolnavă, copilașul care duce în sticluța lui otravă. Iată, ușa se deschide, copilașul cel cu sticlă. Și cu ochii plini de lacrimi îi arată mâna goală. Domnul doctor, eu de grabă am fugit și am spart sticluța. Fie-ți milă și-mi dă alta să nu moară mămicuța. Doctorul de bucurie îl servește în grabă mare și petrece cu privirea copilașul la plecare. Și-a plecat apoi genunchii, fruntea până la pământ. Și într-un gest de umilință s-a închinat Domnului Sfânt. Recunosc acum că este sus în cerul Dumnezeu. Vreau să fiu și acum un mic slujitor al Său. Amin. Amin.